Bună ziua, dragii mei, și bun venit înapoi la Aventurile Geților. Sunt Ben Pop și, după cum vedeți, avem... Hai să ne uităm ce avem. Avem multe teritorii. Uite, aici e Dacia, o parte din Sarmația, unde ar veni, ce știu ce, Ungaria, Austria, avem pe aici toată Grecia, parte din Italia, parte din Turcia de astăzi, cum ar veni. Deci suntem destul de ocupați. S-ar putea că avem ceva război nou care va apare. Să vă arăt ceva aici. Este o... nu pot să merg mai aproape. Ieși, atunci ieși. Așa. Deci aici este orașul acesta. Cimieria, că orașul are nume cam sofisticat, n-am chef să-l pronunț. E atacat de Sclavenians. Deci, ce se va întâmpla? Nu știu, au armate destul de... Nu știu ce e aici, dar destul de slăbuță. Cam... Ăștia sunt cam cei mai tari. Soldați ce iau. Oricum, deci putem să venim, dacă mai aveau armată, am putea să venim să furăm locul. Dacă îi bat pe ăștia, atunci no, ar veni război cu toată națiunea lor, că e destul de mare. Dar dacă nu îi bat, putem să venim noi să luăm orașul ăsta, că deja va fi destul de... cam pe jumătate stricat, cum ar veni. Deci asta e o posibilitate și altă posibilitate astăzi este să bătem pe romani aici la Casurgis. Au destul de... deci au armată cu principezi și cu astatii. Nu e rea, nu e rea. E destul de... destul de... așa, că-s... no. Noi avem aici o armată care ar putea să ia orașul. Dar au și ceva garnizoane și defensivă. O să aducem încă o armată ca să ne ajute, că putem, de ce nu? Deci avem asta, care nu-i chiar complet Draconii Carpatini și Furia Zimbrului. A trecut un avion cam pe jos, sper că nu s-a auzit în video. Ok, deci ăștia nu-mi prea... plac, că ăștia nu sunt așa de buni, oamenii ăștia, și trebuie alte combinații acolo. Merge, dar, na, oricum. Deci mai bine cred că, uite ce fac, mai bine, hai să mergem aici. Așa, hai să dăm vreo 2 din ăștia cu Pikes. Ce să mai dăm? Ca să fie asta mai bună, armata asta mai bună. Și luăm 2 din ăștia. Mi-ar mai trebui un călăreț. Și așa. Numai ca să avem o armată întreagă cu care să mergem acolo. Deci vom trimite Dragonii Carpatini până acolo. Sperăm că reușim. Data viitoare să ajungem acolo. Sau invers am vrut să fac. Habar n-am ce să fac. Poate că vreau să trimit pe ăștia. Oricum, până la urmă am completat armata asta. Trebuie să o trimit pe asta. Dar nu. No. Cam aiurea. Bine. Deci cam asta facem astăzi. Luăm poate un oraș sau două. Aici avem de reparat lucruri. Aici este o ceva boală. Ce este? Hai, vreți să mereți. Aici scrie. Consumption pestilence. Oricum, nu-i bine ce este.
consumes his victim. Îi doare pieptul, tușesc sânge și pierd din greutatea fizică. Deci cam expiră oamenii aici, mor oamenii. La fel trebuie să mai adăugăm niște, să mai adunăm niște pâine. Niște pâine, niște mâncare. Acum numai pâine arată acolo, dar nu. Cam atât facem în tura asta. Bine. Tu ce ești? Ești un guvern. Ai nevoie de... Vrem cam orice, nu? Nu știu ce e mai bine să iau de aici. Hai să punem autoritate. Și atunci... Așa. Nici nu știu unde ești tu în guvern, dar nu contează. Vai, că mai sunt! Ce e aici? Mai multă taxe, nu. Hai să adunăm pâine mai multă, că ești în guvern. Și la fel... în industrie. Deocamdată ne trebuie pâine, deci adunăm cât de multe pâine posibile. Am pus și aici o persoană să guverneze, deci putem să... creștere, cred că ne trebuie ordine publică și influență balcană. Așa. Făceam ceva mare cu spionul ăsta aici? Puteam să facem... Nu. Am făcut. Cam asta a fost minutul de reamintire la ce se întâmplă. Și vom trece la acțiune. Compania Creative Assembly a anunțat un joc nou care va veni anul viitor și o expansiune nouă pentru Rome Total War, care va veni la sfârșitul lunii. Sper să poți juca și să vă arăt ceva fain. În românește, bineînțeles. Un spion al lui Dragonii Carpantini cu Misdirect, deci nu o să putem... Pictones a fost distrus. Cineva a gătat în birou. 3, 4. Așa, 1 intrat. Tehnologie, hai că așteptam. Ăsta să luăm, nene, să ne fac, să ne să schimbe oamenii cu sulițe în dacian armați. Armored Dacians. Deci, de fapt, aș vrea toate să le pot face deodată, dar ăsta ne trebuie neapărat. Ok, deci Gheorghe ăsta ne-a stricat, ne-a luat fața. Nu nimica, că poate putem să-l derutăm un pic. Tu poți să faci ceva? Tu poți să faci ceva, nu? O să vedem. Ce șanse avem? 50%? Dacă facem ceva la ăsta, ce șanse avem? Oh, 60%. Nici nu am uitat și am apăsat butonul, să știți, pentru că am reușit. Deci am reușit cu el, bine, hai. Bravo, mă! Am crezut că o să greșești. Îți dăm ceva. Uite, mă, fii atent ce bine, hai. S-a dat o taffle board. E un joc, cum ar veni, nu? Așa. Să știi să te joci. Sabotage Army. Aici le strică. Cred că vrem mai mult aici, ca să adăugăm la ziul și stricăm o singură grupare dintr-o armată, putem să stricăm bine. Ok. Da, am știut că n-ai nicio șansă. What
Poate tu ai ceva șanse. 25%. Bine. Deci nu. Uite mă ce tare e ăsta. Păi, cățaș. Eu numai acum văd. Cred că are 10 stele aici. Eu numai cu ustia. Serios, am vrut să... dar tu, aici este unul care e destul de betonos, ce faci? Avem 63% șanse. Bă, chestia e că dacă nu reușesc, și costă mult. Câți bani avem? Avem 12.000. Hai să vedem. Dacă nu reușesc, pierd un caracter important. Păi... Nu am reușit. Dar nici nu am... Nici nu l-am pierdut. Mai rea, acum, bineînțeles, mai rea șansă. Deci am petrecut prea mult timp aici, până la urmă. Hai să mergem un pic mai încolo. Cataș. Nu putem sta. Trebuie să mergem. Deci o să mutăm furia zimbrului. Cred că îi dăm... dăm ăștia înapoi... dăm pe ăștia înapoi. Dar numai doi, numai locul de doi este. Încățaș. Mai luăm unul din ăsta. No, mai luăm. Vreau să dau pe amândoi ăștia de scam beliți. Nu știu ce să fac. Cred că atât o să fie, o să mergem așa. Deci el o să poată să meargă... M-am crezut că mai mult, dar nu poate să meargă. E mai un pic mai mult. Ready for orders. For the tribe. Thirsty for battle. Set up a watch. Okay, tu stai înăuntru. Ready for orders. Noi o să mergem, bine? Ce aș putea să fac? Melee damage armor. Deci asta nu are rost să facem aici pentru ăștia că sarcași, dar poate pentru ăștia. 1300, păi, încățaș. Sau voi. Cât m-ar costa să facem tot asta? 9000. Cred că generalul o să primească. Și ăștia doi. Prea scump. Adică... prea scump. Nu-i foarte scump, că merită, dar... De cum mai este o armată aici. Băi... șmechere, hai să cheltuim un pic de bani. Pare rău. Succes. Deci... nu o să poată, adică... tot o să... și adunia soldați. Acum nu mai suntem în minus la mâncare, e bine. Deci... totuși trebuie să adunăm ceva în plus. Asta e clay pit. Cred că e necesar... Ma, ce ne ca să facem? Industrie. Trebuie să ne avem loc aici unde să ne aducem soldați noi. Industrie 350, ordine publică. Ordine publică e minus oricum. Mă nervează.
Da, nu știu de ce încerc. Ne trebuie un personaj nou. Hai că tu ești bun. Deci, trecem pe tine. Asta ce-i? Archers. Bă, hai să luăm unul de ăsta. Îi are bonus. E greu de văzut ce îi da. Deci, el are bonus pentru arcaș și are o, este o unitate de arcaș. E bine, dar nu e bine, știi cum ar veni. Da. Dar o să fie ok. Era bine dacă erau călare. Îs călare? Călare un porc. Ce ești aici? Nu-s călare. E ok, trebuie să avem și om din ăsta. E chestia e că aici o să avem rebeliune dacă nu ne grăbim să facem ceva. Ok, și atunci tu... O să aducem chestia asta. Așa, aici ce putem face? Hai că ne trece timpul, mă, trece timpul. Aici e ok, asta e ok. Cred că ne abținem un pic aici. Cred că ne abținem. Garnizonul veterană ar fi ceva foarte bine. Dacă am schimbat asta și asta. Ce e? Sanitate. Aia de sanitate poți să mai stea. Ok, ce s-a întâmplat aici? Deci ăștia ca și când pleacă de acasă, lasă orașul să fie luat. Asta se întâmplă? Sau merg la să-i atace pe aia, nu înțeleg ce vreau să facă. Dar nu prea au garnizonă. Și... În câteva ture, 10 ture, eu mai au timp. Până în 10 ture, Hai să vedem ce se mai întâmplă aici, că merg mai aproape. Mai sunt alte armate ascunse, mai sunt! Vai, mâncați, așa. Ok, deci ce trebuie să facem noi aici? Cred că trebuie să intrăm în raiding. Acum le cam furăm lucruri de la romani. Ce să zic eu? Le afectează mult, s-ar putea să ne atace de acolo ca să ne să nu mai, no. I am the destroyer of men. Cum se zice? Așa. Tu ai nevoie de ceva anume. Da, deci vrem chiar dacă ăsta nu ne ajută la nimica. Ia mâncața, trebuie să luăm și ăla și ăsta. Ca să putem lua asta. Că asta e bun. Uite. Recruitment cost și charge bonus. Nu? Ok. Avem chestii de făcut aici. Deci, cine a fost tribal chief? Tu ai fost... Tribal chief. Asta mai are două termene în office. Putem pune pe altcineva tribal chief? Tu ești acolo, tu ești acolo. Ei, cam bai, mă, ei, cam bai, mă. Tu ai putea să mergi aici? Da, deci putem să-l punem pe ăsta High Judge. Și atunci data viitoare îl luăm pe ăsta și punem Tribal Chief. Să putem să punem acum? Nu, cred că trebuie să așteptăm să plece. Ok. Warlord, pardon. Tribal Chief trebuie să fie altcineva. Cine poate să fie? Tu poți să fii... Tu ești judecător. Tu... Nu știu dacă vreau să-i pun pe ăștia. Ăștia sunt prietenoși până la urmă, nu-i bai. Așa. Care mai ești tu acolo?
Guvernator, hai să te pun pe tine aici. General. Mai este careva. Poate ăștia. Nu, ăsta. Ok. Dar mișcă-te, așa. Tu nu poți face nimica, că ești cam prost. N-are puncte, n-are influență. Ok, deci trebuie să ne punem, trebuie să ne umplem birourile ca să ne ajute mult. Tu poți să te miști aici. Așa. Și atunci îl punem pe ăsta aici. Seamănă ăia doi, nu? Seamănă, dar nu răsar. Sunt cam probleme. După aia mai avem nevoie, deci când o să se libereze locurile astea, locul ăsta îl schimbăm. Și avem nevoie de un companion care ne ajută. Da, la agricultură ne ajută. Hai să te punem pe tine, nu prea contează cine e până la urmă. Oricine. Gata. Mai avem ceva bani să stricăm? Mai avem ceva bani să stricăm pe ăștia dacă vrem. Tu, neapărat. 1300 euro. Dar are niște numere acum acolo la atacare de numai. Mai cheltuim una, să vedem cum arată. Uite, deci 28 în loc de... atac. 38 damage în loc de 32. Armură 51. 40. 46 defensivă. Deci asta e. Oh my gosh! Ok. Ce aici? Așa, bine. Bravo! Trebuie să ajungem la ăsta. Nu? Bine, deci tu mai adunăm niște mâncare și... Așa, bonus la construcție. Yes. Am uitat de asta. Ce, scout cu authority, ce chestie. Da. Mamă, ce încet o mers astăzi, numai ne-am jucat cu lucruri administrative. Dar avem un imperiu bogat, până la urmă, nu se prea pune nimeni cu noi. Ăia de la Carthage sunt mai tari ca noi, deocamdată. Romanii se plimbă. No, ne atacă. He. Ce chestie. Deci avem aproape două armate pline și... De ce au ei șanse mai bune? Îmi spui tu mie. De ce au ei... Au o armată și un pic. Pentru că triarii ăia acolo, că e mai tare. Principe. Mamă, ce o să-i spargem, o să-i facem varză pe ăștia, hai. Acum văd care-i treaba, nu am... nu am general armata asta. Mi-l obelit. Mm.
Deci, ăștia vin din partea stângă. Ce chestie. Trebuie să ne întâlnim cu toți împreună, bineînțeles, nu să stăm degeaba. Să ne facem o grămadă aici. Și... Aici e de fapt... aici e linia noastră. Aici stăm să ne, batem. Yes, lasă să vină. Am trebuit să te mut pe tine mai repede. Așa, voi unde mergeți? Da! Se mișcă prea repede. Ok, tu aici... Așa, voi acolo... Trebuie să ne aranjăm un pic, nu? Sunt câțiva oameni tari aici, să știi. Dar și ei sunt tari. Trebuie să punem... No. Toți ăștia. Într-o linie. Încheapem într-o linie, băi băieți, ce ziceți? Acolo este un bolovan. Ok. Și voi sunteți numărul 1. Pune vine ea la noi acolo, să știi că nu e bine. Pikeman, linie lungă, băieți, linie lungă. Poate să vă folosim mai altfel. Așa, o să punem undeva. Voi o să stați aici. Toți împreună, băi, că n-am ce face. Așa. Și, cum am făcut? Ok. Arcaș. Nu știu cum... Așa. Am încercat să-i prind pe toți într-o... De fapt o să-i ținem în spate pe ăștia pentru că nu se știe ce o să facem cu ei, dar... Așa, deci voi sunteți o grupă... și voi doi sunteți altă grupă, cred că. Unde se duc băieții? Fug de noi? Hai, mâncați așa. Bă, tu nu știi că dacă timpul se gata, eu câștig? Știi inima că îi aștepți pe aia, ha? Nu mai am vrut să fac, băi. Să știi că era o chestie. Este ceva buton care poți să muți pe toți, dar am uitat care-s butoanele. Hai înainte. Look at this. Deci mi-a stricat toată formația, să știți, dar nu-i bai. Ceva o să facem.
Asta e. Voi trebuie să fiți cumva numărul 3. Asta se întâmplă când vrei să faci ceva și nu o faci bine. Ăia-s tari. Haideți aici că trebuie să facem mișcare. General. Bineînțeles, să se întâmple, băiețul, să se întâmple! Strică-i pe aia. Shoot! The enemy is going for our general. Protect him. Forward! Battle ready and eager. Asha, boy. Cum e aici? Cam ratat ideea cu ăștia, dar... Of course. Pe aia am prins acolo, să știți, nu mai scap. Ok, voi doi, ăștia. Așa. Și tu aici. Să vedem cum vine ăștia aici. Ce grămadă faină. Ok, băieți, unde sunteți? Cațaș. V-ați stricat toată. V-ați stricat toată chestia. Știți să trageți cu săgeți sau ce faceți? Nu mai știți să trageți cu săgeți? Iar am probleme din astea. Băi, acolo băieți, ai intrat și voi în... Au în general aici, stau așa de pază, niște, la niște pomi. Ce facem aici? Hai, le băgăm în varză.
Bă, ce ați făcut? Ce ați făcut? N-ați intrat. Dați-le la urechi. Trebuie să ieșim de acolo. Bineînțeles. Ce crede că face? Aici ne trebuie un pic de de ajutor. Unde ești, mai ești acolo? Păi ei. Deci așa au rămas romanii fără două armate. Nu mai e de, nu mai e de tras bine. Nu pe am eu mers chestia, dar uite avem... Avem mulți pikemen care n-au făcut multe. Cum mai trăiesc ăștia? Ok, voi cred că nu mai trebuie să trageți. Da, voi ați făcut aproape nimica, nu știi ce, nu contează. Dar nu se dau bătuți, uite că... nu se dau bătuți. Pentru că este un general acolo care... Are mușchi prea... ce știu. Unde ne caz? Men are giving up. Cum se poate așa ceva? Generalul ăsta o cam luat bătaie, o s-o cam pierdut din oamenii lui. Ce să facem? Hai, merg mai repede să... Trebuie să-l atacăm pe ăsta. Serios. Nu s-a de bătut. Hai să vedem dacă mai este cineva aici. Între păduri. Mai este cineva, mai este cineva. Suntem obosiți? Un pic. Mă mai repede, băi! Până veniți voi! Ăștia-s... slăbiți aici. Serios? Adică bine că te-ai băgat, dar... Pikemen!
running for their lives. A unit's ammunition is spent. The gods be good. Da. We are moments away from victory. Unde ești? Ba, te ții mă o dată, hai. Ce faceți? Nu scapă nimeni. Auzi niște oameni. Hai că ias afară, bă. No, bine, gata. Ce încet mereți? Boo. Fugi mai repede ca voi. Da, avem rușine. Asta e. Chica, close victory. Am pierdut mulți oameni, a fost ca maioria, dar oricum am avut mai mulți. Eu am rămas cu 186, așa că am câștigat. Nu, cred că luăm captivii. Cam cu bătălia asta am cam sau cam gătat episodul de astăzi, cred că. These people trouble even the gods. I beg you, march against them before it's too late. De unde să știa? Acolo! Nu pot, bă, ce să mă duc acolo la război? Our ancestors have spoken, and they have named you as true friends. Do we dare ignore the other one? Bine. E omorâtă pe ăla din furia zimbrului. Ce mă nervează la asta e că nu pot să... nu pot să aleg ce persoană să fie în... Adică ce fel de unitate militară. E acolo de desubt. N-am cum să fac. Ok, deci tu ce faci? Integritate la 16 ani. La 17 ani, research rate. Asta... Leader. Chestia e că asta are deja 20 de influență. Mi-ar trebui ceva cu influență. Man. L-a asasinat. Jigosu. Aici este, o să fie un pic de rebeliune. Office secured. Tribal chief. Ok. Cine a murit până urmă? O, stai un pic.
Și că, din păcate, rănile se vor vindeca în timp. L-a omorât, dar nu l-a omorât. Cum îi vine? Cum e chestia asta? Care din voi a fost, bă? Am și uitat cine a fost în furia zimbrului. Serios, ăsta? Ăsta a fost. Nu? Are chestia acolo? Bineînțeles, nu mi spune nimica. Dar cred că aia înseamnă. Ok, deci unul dintre voi este High Judge, ălalt poate să fie Warlord. Ok, și putem pune cineva pe judecător. Ce se va întâmpla? Mai putem pune pe cineva undeva? Asta e general. Yeah. Ok, deci Teodemir. Ești acolo, ești acolo. Deci ăsta poate să fie aici sau aici. El nu poate să fie nimica, deocamdată, pentru că e așa. Deci o să-l punem pe ăsta aici, judecător, și careva, oricare, până la urmă. Hai mâncați așa unde ești, te-am văzut aici. Nu, tu ești acolo. A fost unul, nu? Care era bun pentru ceva. Nu. Dar știi ce, ăștia de 16 ani cred că îl vom aduce în familie undeva. Și tu ai nevoie. Hai să facem secure loyalty cu tine. Secure loyalty cu tine. Așa. Și careva va trebui să-l aducă pe ăsta în familie. Nu știu dacă pot acum. Cred că trebuie să aștept. Sau să-l aduc cu el. Să-l aduc cu el. Se vor enerva aia la alți. Până la urmă, dar știu ce. Asta e. Se vor enerva. Deci dacă mai găsesc pe cineva să pun la Elder. Tu ești acolo. Hai să pun pe tine acolo și pe aia completăm. Nemernicu. Ăsta ne-a stricat toată chestia. Ready for orders. Spun că el a fost. Ready for battle. For the tribe. Așa, deci tu stai aici. I am the wild rover. 63% șanse să-l omorâm. Știi ce? Nu nervat. Mi l-o rănit pe băiat. Ei bai. Cred că cred că ieșim de aici, aducem regele în oraș ca să se potolească populația. Așa, și după aia vom ataca cu ăsta
asupra viitoare, dar cum scap eu de belitul ăsta? Sper să nu mai facă nimic acum. De fapt... Thirsty for battle! Thirsty for battle! Mă tot căcăcesc aici. How can I help? Ci că am pierdut o unitate de... Ce prost e. Trebuie ceva care mă ajută. Cred mai bine stau în ambush. Deci cam atât a fost pentru episodul de astăzi. De fapt e mai lung decât am vrut să fie. Dar... Știți ceva? Până la urmă nu contează. Îmi trebuie ăla. Mai lung decât am vrut să fie, dar a fost destul de bine când i-au atacat acolo. Acum putem să luăm orașul Kasurgis mai ușor. De fapt, aproape fără niciun defensiv acolo, numai un pic de garnizonă este. Așa că... Am putea să și mergem, dar o să așteptăm o tură să vedem cum ne ajută vremea. Deci atât a fost pentru astăzi, vă mulțumesc că v-ați uitat și vă rog să dați un like, să vă scrieți la canal dacă nu sunteți înscriși și sper să mă văd data viitoare în curând. Ciao!